America Express, 17 decembrie 2023. Irina Fodor, anunț important pentru concurenți. Regulile competiției s-au schimbat în semifinală. America Express, 17 decembrie 2023. Irina Fodor, anunț important pentru concurenți. Regulile competiției s-au schimbat în semifinală. Episodul 37 din America Express, Drumul Soarelui, din data de 17 decembrie 2023, a adus multe emoții pentru ultimele patru echipe rămase în competiție. Irina Fodor a făcut un anunț important pentru concurenți. Regulile competiției s-au schimbat în semifinală. Iată cum au reacționat cei opt concurenți când au aflat noile reguli. Doar patru echipe ale emisiunii America Express au ajuns în Marea Semifinală însă Irina Fodor le-a anunțat pe acestea că regulile s-au schimbat puțin. Iată ce le-a spus prezentatoarea TV concurenților. Irina Fodor a venit cu un anunț extrem de important pentru cei opt concurenți care au ajuns în marea semifinală, mai exact pentru Vlad Huidu și Giulia Angelescu, Aris și Alexia Eram, Romica și Cătălin Sociu, dar și Sânzeana Negru și Laura Giurcanu. Noile reguli ale competiției spun că echipele emisiunii nu vor mai primi jackeri, avantaje și imunitate. Schimbăm un pic și regulile competiției, fără jackeri, fără imunitate, fără avantaje, le-a mărturisit prezentatoarea emisiunii de la antena 1 concurenților rămași în aventura vieții lor. Cum au reacționat concurenții când au aflat noile reguli? Romica Tsociu a declarat că el nu este împotriva noilor reguli și este 100% de acord cu ele, însă a observat faptul că Aris Ieram a fost deranjat de ceea ce Irina Fodor le-a spus în această ediție. Toată lumea a fost liniștită, doar că singurul care s-a schimbat la față a fost Aris. E nebunit după amulete, după premii, după imunități, a spus celebrul actor. Arisieram a precizat faptul că a rămas dezamăgit de ceea ce prezentatoarea de la America Express le-a spus, deoarece nu va mai avea niciun avantaj în această semifinală a emisiunii de la Antena 1. Irina ne spune că nu mai e imunitate. Nu mai e nimic, nu mai e nimic, nu mai e nimic. A mărturisit concurentul.